Vă salutăm, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Vlogul ăsta e despre cum să fugi acasă de furiș în timp ce copiii dorm în Julius Mall. Bine, la 11, în timp ce copiii dorm la 11, pentru li s-o deregla programul. Ce trebuie să cumpărăm? Hai să văd dacă cam e după ouă umplute, dar cred că ajunge și la Pescobar, așa că stați cu noi să vedem ce o să iasă. Oare artificii din alea micuțe aveți, care se pot pune și pe tort? Steluțe se numesc. Dar nu steluțe, că sunt artificii. Păi chiar... și alții pus... Păi și din astea îmi trebuie, dar... Nu, de alea spuneți... De la care sunt alte. Și n-ați avut? Nu. Bună zi, drăguță, după ce am venit noi în mall. Să pierdem un pic timpul? Nu, să luăm ouă umplute. Păi nu să luăm ouă umplute, să luăm niște ingrediente care nu le am pentru ouă umplute. Îți dai seama, ceva foarte important. În Zara căutăm ouă umplute. Treată la H&M. Vorba aia, pățăși, pățăști. Am probat bluza asta de la H&M, păstă bluza asta. Și uitați cu ce m-am ales. Cam așa o să umblu tot mall-ul. E bun, nu? Merge și mă caută. Îți place ce scamea? Ia, ce tare se văd. Dar eu sunt de la discamea asta aici. Și de pe ce lem? De pe ce? Am probat o bluză, vezi dacă îți place. Hai să vedem. Hai, fain. Pe honorar, îi zice, eu le zic bluză. Fain. Îți plac? Da, nu ne place mai culoarea asta. De fapt, ai culoarea asta. Nu, mi-a asta îmi place. Care îți place? Da, tu ți-ai ceva? Da, dar trebuie să probezi. Nu, îți place să-l iau? Dacă ți-e îți place, nu mă deranjează. Mă întrebă ținute pe cum. Asta nu are cu orice ținută? Nu. Mami, nu are. Și că orice bărbat adevărat în 2023, după 10 minute de shopping, caută o bancă de asta, unde își petrece următoarele 2-3 ore, stând pe telefon, așteptând ca soția să termine shoppingul. Așa. Și liniștea ți se strică când te sună după vreo 15 minute să mergi să vezi cum îi stă în cabina de probă, dacă tot ești aici să-ți dai cu părerea, dacă nu zici că nu mergi, te sună cu video. Așa că mai bine te ridici din prima și te duci să vezi, să-ți dai cu părerea. Obligatoriu trebuie să-i spui că e frumoasă și stă bine. Am obsesie pentru păfășenii. Îți bătrână și trebuie să-mi fie cald. Nu știu, dacă ți-e-ți place. Ce, nu-ți place? Bă, da, e fain. Și când deja simți că ți se schimbă fața, o simți și te uiți dacă nu vine, cumva că nu o terminat odată, atunci îți amintești de un verset biblic motivațional în care spune să apelezi la răbdarea sfinților. Deci cam asta. Și te mai uiți că mai sunt. Mai sunt bărbați în această situație. Cam jumătate din mall, din bărbați care sunt mall acum, sunt în aceeași situație. Și stând aici pe bancă, dacă te plictisești în a studia fiecare om care îți trece prin față, mai ai varianta a doua, să începi să numeri farfuriile alea care se mișcă pe banda aia. Puține. Facem lată cu Pescobar. Hai, dacă nu mi-e foame. Hai să mergem, oricum. Să procedăm dacă nu mi-e foame. Da, pe acolo mergi să mănânci. Așa, numai. Deci mergem la Pescobar, hai să vedem dacă reușim să intrăm fără programare. Dar la ora asta și în penultima zi, 100% găsim loc liber. Ce apă să miroasă, așa? Adevărul că intrarea e destul de ciudată. Postul Hanul Dacilor. Se ajunge, o, găsim liber. Bună ziua! Nu avem programare, oare găsim? Da, găsim. Ce ne-ați dorit să faci? Înăuntru sau pe terasă? E înăuntru. Punem aici, la perete? Da, dar în colț. Da, mergem. Mulțumim. Am ales prima dată în interior pentru că am crezut că o să fie frig pe terasă. Pe urmă m-am gândit, zic, bă, nu pot oamenii să stea în frig.
sigur încălzit. Am mers și am întrebat și am cerut să ne mutăm aici pe terasă. Dar se simte un pic. Ei, briza. Ei. La geam e destul de, adică e destul. Bate așa o briză. Da, e ok. Bună ziua. Bună ziua. La comanda? Da. Da, tocmai cine a întrerupt, pentru că nu vedea că filmam. Și-a cerut scuze, bineînțeles. Pentru că ești la Pescobar, unde se filmează orice. Ce vreau să zic? Da, am zis că numai bine, o să vedeți și voi că se poate mânca ieftin la Pescobar și nu uiți cum. Dar tu ce ai vrea să mănânci? Că tu foarte mult îți plac. Caracatiță. Asta e caracatiță. Sau... Trebuie să mă uit, că nu pot așa. Nu văd. Humus cu caracatiță. Hai să mă uit un pic și apoi. Bun, deci pentru mine o caracatiță la grătarul. Da. Cu salată, cu ce vine. Are puțin salată, dar e doar pentru prieteni. Dacă doriți să vă aduc altă garnitură lungă, cartofi. Nu, e ok. Și spaghete cu creveți. Pentru și mine. De băut ce vă aduc? Un Coca-Cola pentru mine. Am Pepsi. Pepsi, ok. Și aveți și Pepsi Max? Da. Pentru mine Pepsi Max. Noi full, cum se laudă Pescobar tot timpul, dar pentru sâmbătă, penultima zi din an, la amiază, eu zic că sunt destul de mulți oameni. Și aici și înăuntru. Roxy se tot uită la prețuri și se miră. Și ai zis că plătim mai mult pe suca și pe mâncare? Ah, nu, e scumpă. Mâncarea e ok. Deci mâncarea e ok ca preț, încă scurte de mare. Da, acum la orice restaurant, sucurile și apa e supra-taxată, e normal. Suntem curioși în cât timp vine. Ținem cont că nu-i full. Și apropo, pe terasă se filmează, acum că te observ. Voi să filmeze pe terasă? Nu, nu, acolo în spate sunt doi. Ba bine, e terasă. Atât că e închisă toată, dar e terasă. Aici avem spaghetele cu creveți. Făim asta cu aracatuță. Hai să arăt. Facem timp. Asta e mai de dietă. De ce bine arată. Dar eu zic că putem face schimb. Putem, dar nu vreau. Deci ăsta se mănâncă cu mâna. Și cu lingura. Nu, acolo stă când. Dar arată foarte bine. Și-s foarte curios cât e bună. Mirosul, pot să zic că nu-mi chiar place. Păi tu nu ești cu fructele de mare la miros, dar la gust n-ai treabă, eu mergi poftă mie. Dar te rog să mă ajuți. Hai să vedem, poftă mare să avem. Ăstea la gustul, pe gustul tău, spun eu. Parcă e tocăniță. 10? Hai să o prind, mă, cum o prinde Pescobar. Așa vreau. Vai bună e. Foarte bună. Da, asta, frunzele astea e cis. Salata. Nu, dar e ce este? Asta cred că miroase. Nu caracatiță. Eu cred că asta miroase a mea. Bine, cum au zis Roxy, mie nu-mi place mirosul de pește. Adică de tot ce înseamnă fructe de mare. Dar la gust e foarte bun. Foarte bun. Roxy tot vrea să facem schimb, dar bineînțeles nu poate. Bine, mie îmi plac creveți, de mult, da. De mult mi poftă de o caracatiță de asta. Dar nu facem schimb, dar să mănânc și spaghetele. Da, de ce? Sunt prea multe calorii. Și noi acum mai pun lămâie. Lasă caloriile reale, că ești la Pescobar. Tu știi că e bună. Vrei și crevet. Foarte bun. Crevete.
Ce-mi place că-s curățați. E numai capul lăsat, să poți să nu știu, vezi. Nu că ăștia-ți plac. Dar-s foarte bun și grăunță. Deci, în comparație cu ce am mâncat în Mișoara... Dar tu ți-ai ales atunci? Și aveți ale omede? Mulțumim! Tot ok la mâncare în rest? Da, foarte bine. Super! Tu ți-ai ales atunci raci, că ai zis că e taberna raci. Adică așa ne-am gândit noi. Dar nu ne plac racii. Nu mi-a plăcut. A fost... Ce-mi place, că e super bogată în creveți, uite cât sunt. Și acum îți moartă după creveți. Spaghetele ți le dau ție dacă pei. Tot cu asta. Mai e caracatiță că o iau eu totul. Deci dacă mai vrei, acum ai momentul. O bucată mai întâi. Că imediat e gata. Deja simt că explodez. Da, de unde era? Adevărul că dacă veneam să mănânc ca să mă satur, din caracatița asta cam puțin. Păi nu, la tine, dar la mine... Dar n-am luat cartofi, n-am luat nimic, deci un pic de salată și caracatița, atât. Dar e gustos, e gustos. Cred că-s 200 grame de creveți aici. Și ai mult sau puțin? Dar nu poți să pun rețeta, îți faci toată. Ba da, dar știu să fac. Da, așa, în stilul. Păi da, e făcut, e cu vin făcut. Scrie acolo cu ce ai făcut și dacă îți iei ingredientele ce scrie în meniu, îți fac dacă îți place. Nu, dar au gust foarte bun. Credeți. Nu seci. Păi din cauza că cu sosul ăsta. Mai vrei creveți? Mm. Mai vrei? După ce stai în caracate, ți-a făcut, în schimb, eu mânc salata și tu, ok? S-a mai lăsat și niște creveți aici, să nu zici. La modul serios, foarte bine. Dar, sincer, nu știu dacă în Timișoara aveau variante atâtea. Nu mai știu, nu. Nu știu, dar am fost în Timișoara și un pic am fost dezamăgiți. Dar nici n-am știut ce să ne comandăm. De atunci eu m-am tot uitat, bineînțeles, la clipurile lui Pescobar și acum când am venit, am știut ce-mi trebuie. Da, facem schimb? Uh-huh. Să pleci și tu să tui. Aia că este ca acasă cornoțul și tot e cel. This is yours. Așa și eu fericită că am și mâncat, dar nu am exagerat. Ce nu-mi plac firele astea? Păi le scoți. Cu tot cu creme. Băi, ce bun a fost. A fost bun. A fost prea multă lămâie. Aia, dar-i bun. Pus lămâie, dar-i bun. Cerem? Mulțumim. Au venit și-au schimbat. Adevărul că, hai să-i dăm nivelul, ei văd că noi facem vlog și a venit și ne-a adus altă tigaie pentru șerețele, pentru da. Resturi. Pentru am și umplut-o, într-adevăr, poate, ea o regulă. Da, azi de apreciere. Și foarte mult personal, foarte mult personal. Da, chiar dacă acum nu e așa multă lume, nu știu, ora probabil, lumea mai dorme. Acum, în perioada asta, cred că dorme lumea mai mult. De ce se dorme? Deci ai chestia să vii seara, probabil. La cină, cu prietenii. Mi-am venit la amiază. Câte ceas s-o apropo? Doi, cred că. Unu jumate. A, unu jumate. Nu s-o trezit în cafetele. Dar eu mă satur cu astea. Credeam că gen n-o să să tot de aici. Dar cu spaghetele astea?
Să ai un plou, nu? Da. E ultimul, vrei tu? Nu, papa. Liniște. Nu, papa, să știi că mergi, că ai, să știi că ai mers giftuit. Pentru mine e mai mult ca suficient. Adevărul că e foarte mulțumit. Ați văzut că mi-a dus și șervețele. Iar mă gândeam care sunt tigurile lui, dar cred că despre asta e vorba, nu? Tigurile la care tot face reclamă. Adică tot se laudă că le trimite. Le dă gratis în ceva. Escobar, am zis numai de mine. N-ar fi rău să ne inviți odată așa. Așa că am zis doar de bine și n-am fost hater. Da, chiar n-a fost cazul acum. O fi de bine? Mulțumim! Da, cum am zis la început, am venit aici pe sărăchie, doctorița tot scrie mesaj la pacienți. Ce reclamă bună! Da, bă, nu mai faci. Nu, pe sărăchie, zic. Da. Ai venit aici pe sărăchie, doctorița? No, bă, ok. Nu am venit gen, bă, venim cu prietenii într-o seară unde să-ți petreci 3-4 ore și unde spargi 1000 de lei. Hai să fim realiști. Acum eu nici nu pe stilul ăla, că eu nu sunt așa, să dau așa pe mâncare, știi? Acolo e diferența, eu dacă dau... Am venit noi doi pe grabă. Și o să vă zicem și prețul final, dacă vreți să veniți, care n-ați fost. Ca să vedeți și voi cum e pe sărăchie. Nu numai noi. La cât zici că e? 200 și un pic. Cât? Cât am calculat? 223 de lei. Dar e băgat și băbceșul. Da? Ah, ok, atunci. Acum stai la modă. Deci... A, dar nu poți să alegi cu bacșiș de 10, de 12 și de 15. Tu poți să dai 213 dacă... Și aici ai fără bacșiș. Variante. Deci da. 194 fără bacșiș și cu bacșișul maxim recomandat de ei, 223. Deci eu zic că e, cum se zice, omenește, accesibil pentru toată lumea, ca să zic așa. Trezit și fetele. Măiuța, acum v-ați trezit? Noi suntem eu cu tati în oraș, dar venim repede dacă vi foame. Săraca, nu întreba că-s la lucru, așa-s de obișnuit. Oricum, aia se descurcă când e vorba de mâncare. Da, cam asta a fost de la Pescobar. Deci, știi ce au zis fetele? Ești în mall, ne iai mâncare din mall. Acum așa să zic. Cum să stricăm bani? Ce să zic, după ce noi am fost la restaurant, am mâncat, am bine că ele dormeau, le-am lăsat să se odihnească. Și ce le iei? Mac. Happy meal. Păi n-am zis să-mi zică ce vor. Dragă, totuși, după ce am venit în mall. Mi-a venit după pateu, dacă însă plec, mi-a zis mama că are și-mi dă ea. Deci mi-a venit în Iulius Mall astăzi după un pateu, nu? Da, și eu un pic de pătrunjel. Ca să facă ou umplute. Da. Și ați văzut ce a ieșit. Ideea e, mai bine nu ieși din casă. Hashtag stați acasă, sau cum era aia pe pandemie.